Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit într-un nou episod. O să facem o scurtă plimbare astăzi în care vom testa noua cameră GoPro 11. Aceasta fiind lansată acum o săptămână, două, acum noi fiind în luna septembrie 2022. După cum știți, eu am filmat până acum cu GoPro 9 și pentru că am cumpărat această nouă cameră, vreau să testez tocmai ce are în plus față de GoPro 9, adică noul mod de a filma Hyperview, ceea ce înseamnă că această cameră va filma mult mai wide, deci va cuprinde mai mult din cadru. Și de asemenea vom testa noua funcție Auto Boost, aceasta îmbunătățind stabilizarea imaginii. Și de asemenea, această filmare va fi înregistrată în formatul 5.3K. Mă dezamăgește puțin din prima, cel puțin când am văzut camera, că nu au pus acest mod Hyperview și în formatul 4K cu 30 fps-uri, pentru că mai mult acel format îl utilizam eu pentru filmările mele. Astfel că am trebuit să filmez la o rezoluție mai mare, pentru că nici gând nu voi filma la 4K cu 60 fps-uri, pentru că, nu știu, nu prea îmi place mie cum arată imaginea în acel format, parcă totul se mișcă mult mai repede. Mi se pare mai spre cinematic când filmez cu 30 fps-uri. Și ca să vedeți ce pachet am cumpărat, am cumpărat camera de pe site-ul direct de pe gopro.com, pentru că prețul este mult, mult, mult mai bun. Astfel că am dat 450 de euro pe un pachet care include camera video plus alte câteva accesorii, cum ar fi o baterie suplimentară. Iar noutatea la această cameră este că vând de acum GoPro cu bateriile Enduro, bateriile noi de la GoPro, care se laudă cu o capacitate a energiei stocate mult mai mare, ceea ce înseamnă că vom avea o autonomie mai mare a bateriei acestei camere. Am mai primit un fel de stick de băț în care poți să pui camera, este un băț scurt, după cum vedeți, acesta are proprietatea de a și pluti în caz că vrei să filmezi cu camera în apă. De asemenea, mai este un clips pe care poți pune pe șapcă. Am văzut că sunt unii oameni care folosesc acel clips. Mai este acest suport cu banda adezivă. Acesta, dacă nu mă înșel, vine și în pachetul standard al acestei camere. Iar pe lângă aceștia 450 de euro, am mai plătit 50 de euro, dacă nu mă înșel, pentru subscripția GoPro, pentru a beneficia de această reducere. Și astfel că am ajuns la undeva la 2500 de lei, cumpărat direct de la ei de pe site, față de prețul din România de 3000 de lei. Deci e mult mai bine, ținând cont că transportul a fost gratuit pentru că această comandă a depășit valoarea de 100 de euro. Deci chiar vă recomand să vă luați camera de la ei, a ajuns în jur de 6-7 zile, foarte repede mi-au fost livrate produsele. Chiar recomand. Și am hotărât să fac acest clip pentru a vedea și voi ce imagini captează această nouă cameră. Mă aștept ca imaginea să fie asemănătoare cu a camerei GoPro 9, poate câteva procente mai bune, stabilizarea la fel, mă aștept să fie un pic mai bună, însă bănuiesc că nu vor fi diferențe majore, pentru că deja acea cameră era chiar foarte bună. Aici mă aștept să testăm mai bine stabilizarea, pentru că drumul este denivelat. Nu este chiar lumina ideală, soarele fiind acoperit de nori în momentul acesta, plus că suntem la umbra copacilor. De obicei, camerele de acțiune au probleme în lumină slabă. Acum am schimbat din Hyperview în Superview, adică exact așa cum filmează GoPro 9 și GoPro 10. După cum vedeți, imaginea capturată este puțin mai îngustă, adică a tăiat puțin din colțurile imaginii. Însă era suficient și înainte, dar acum să vedem ce se potrivește cel mai mult când mergem cu bicicleta, dacă avem nevoie într-adevăr de imaginea aceea atât de wide. Stabilizarea ar trebui să se comporte la fel de bine, poate mă gândesc că ar fi chiar mai bine dacă este în acest mod Superview, pentru că ar avea mai mult de unde să taie din margini. Pentru că așa și funcționează această stabilizare, nu există un sistem mecanic sau optic de compensare a vibrațiilor. Camerele de acțiune stabilizează imaginea, practic capturează imaginea cu acele vibrații care apar în mod natural din cauza drumului accidentat sau dacă stremură mâna. Iar ea, prin intermediul softului, aliniază toate frame-urile imaginii, astfel încât să pară că nu se mișcă din cauza vibrațiilor. Și astfel vei avea o imagine stabilizată. Dar ca să miști acele cadre, să le suprapune exact cum trebuie, va trebui să taie puțin din marginile acesteia, pentru că aproape toate cadrele vor fi, vă dați seama, la o înălțime diferită.
Și astfel noi vedem rezultatul final, o imagine fluidă, o imagine netremurată, așa cum se zice, pentru cei care doresc o imagine stabilizată și mai bună față de cea oferită de camerele de acțiune. Pot să filmez cu aceste camerele fără stabilizare și pot să stabilizez imaginea acasă utilizând un program pe calculator. De exemplu, chiar și GoPro are un astfel de soft, Real Steady, dacă nu mă înșel. Și mai există și un alt soft care este chiar gratuit, acesta denumindu-se Giroflow. Am comutat camera în modul inițial, HyperView, și filmăm în 5.3K, însă de data asta am dezactivat funcția de auto boost și am comutat camera în modul de stabilizare HyperSmooth. Acel modul foloseam pe camera GoPro 9, pentru că vechea camera GoPro 9 nu avea această funcție de auto boost. Aveai de ales ori să o pui în boost, însă scropuia foarte mult imaginea, vedeai totul mult mai de aproape, lucru care mie nu-mi place, și de aceea filmam numai modul SuperView, pentru că îmi place să am un cadru cât mai larg, iar stabilizarea era mai mult decât acceptabilă. Însă ce are nou camera aceasta GoPro 11? Elimină chiar dezavantajul vechilor camere, în care nu mai ești obligat neapărat să selectezi una sau alta. Ei bine, camera filmează cel mai mult timp în modul de stabilizare HyperSmooth, iar atunci când aceasta depistează că sunt vibrații mult mai mare pe care nu le poate stabiliza acest mod, trece în modul boost automat, ceea ce înseamnă că imaginea va deveni puțin mai apropiată, va da crop mai mult pentru a putea stabiliza acea imagine, însă vei avea o imagine mult mai fluidă. Asta este marele avantaj. Iar când camera nu mai trepidează, iar modul de stabilizare HyperSmooth face față, revine la modul inițial de stabilizare, adică HyperSmooth. Acum toate aceste informații le știu doar teoretic, în practică rămâne să vedem exact cum se comportă pe teren. Și sper chiar să ne dăm seama și din acest video pe care îl voi face astăzi. Tocmai ce m-am uitat din nou în meniul camerei și mi-am adus aminte că de obicei setez modul de expunere automată cu -1, adică imaginea va fi un pic mai întunecată. Așa cum se zice în termen foto-video, am micșorat expunerea cu un stop. Am găsit de-a lungul timpului că această valoare este ideală, mai ales atunci când mergi în pădure, pentru că fiind puțin mai întunecat în pădure, camera întotdeauna încearcă să supraexpună și mai exact, camera întotdeauna încearcă să capteze o imagine mai luminoasă decât este nevoie. Astfel că dacă setezi expunerea pe -1, este ideal atunci când mergi prin pădure și chiar și când mergi în afara pădurii, în câmp, de exemplu, am văzut că este mult mai bine așa. Și e valabil, nu știu, cam aproape la orice dispozitiv care registrează foto-video, mai ales telefoanele, o dau în vară cu expunerea corectă. Întotdeauna, probabil că aș fi observat, imaginele sunt mai luminoase decât trebuie. De asemenea, am mai activat încă o funcție la modul culorilor, am setat-o pe Vibrance, ceea ce înseamnă că în clip vom avea culori mult mai aprinse, ceea ce prefer de obicei, pentru că și în editare măresc puțin saturația culorilor, așa că de ce să nu fie această saturație culorilor din prima setată de această cameră. Ca să vă faceți o idee mult mai bună despre cum funcționează stabilizarea, în acest moment registrez fără stabilizare, ca să vedeți exact cum arată o imagine nestabilizată. Imaginea ar trebui să tremure, practic așa filmau camerele înainte. Nu mai știu de când au introdus stabilizarea cei de la GoPro. Dacă te uiți acum la imagine de acum mai mulți ani cu bicicleta, nici că-ți vine să te uiți, atât de tremurată era imaginea. Probabil de aceea nici nu prea prindeau vlogurile cu bicicleta. Iar acum am trecut la ultima generație a stabilizării, adică din nou pe Auto Boost On. Puteți vedea că imaginea este foarte fluidă, imaginea anului 2022. Cam atât de mult a avansat tehnologia în ultima perioadă. Totul e la botul calului, numai să ieși la treabă, să faci clipuri cu bicicleta sau cu ce-ți place ție mai mult. După ce am văzut puțin imaginea pe ecranul camerei, și mă interesa în mod special imaginea filmată în modul HyperView. Nu știu, parcă mi se pare puțin cam wide, adică unghiul de vizualizare e mai larg decât mă așteptam. Va trebui să mă uit mai bine pe calculator, să văd dacă îmi place cum se vede sau nu. Însă la ce mă gândesc acum ar fi că dacă aș filma în modul ăsta HyperView, aș putea oricând să cropuiesc imaginea, adică la editare să tai marginile,
astfel încât imaginea să nu mai fie atât de wide, în caz că vreau anumite cadre să arate în acel fel. Pentru că dacă ar fi să filmezi în modul super view, așa cum filmau camerele vechi, practic nu ai cum să faci imaginea mai wide pentru că nu ai de unde. Dar în modul ăsta hyper view, barem aș avea de ales. Încă mă gândesc, chiar aș fi curios să-mi spuneți și voi părerea voastră, cum vi se pare că se vede mai bine sau cum ați face voi dacă ați fi în locul meu. Este deja ora 7:23 seara, deja soarele a coborât, ceea ce înseamnă că este mai întunecat acum. Putem zice că facem un test pe lumină slabă. Atunci când se va face noapte, n-am nicio speranță că se va vedea bine, pentru că nu este mare diferență în ceea ce privește senzorul acestei camere. Se laudă cei de la GoPro cu un senzor care filmează aproape pătrat, că este un pic mai mare, însă chiar este vorba doar de un pic, deci nu o să vedem mare diferență în ceea ce privește filmările de noapte, ceea ce înseamnă că o să avem în continuare, pe imaginile de noapte, zgomot foarte, foarte pronunțat. În termen popular, vom avea purici pe imagine. Chiar merg și prin hopurile astea, să vedem cum funcționează stabilizarea în lumină mai slabă. Un alt test pe lumină și mai scăzută. Aproape că se face noapte. Aceasta a fost scurta prezentare făcută de mine a camerei GoPro 11, cel puțin din punct de vedere al mersului pe bicicletă. Sper că v-ați făcut o idee în privința acestei camere și puteți să luați decizia corectă dacă vreți să o cumpărați. Așa că rămâne să ne vedem în episodul următor. Salutare!